Informații de ultimă oră și în criza COVID-19 în România, în creștere numărul de infectări, 4278 de cazuri noi în 24 de ore și un nou județ care intră în scenariul roșu, este vorba despre Brașov. De asemenea, avem și o rată de pozitivare destul de ridicată. Ne uităm la aceste date împreună cu colega mea, Carla Tănație. Peste 12%, nu? Rată de pozitivare, Carla. Da, 12,19% este rata de pozitivare. Astăzi vedem că sărim de pragul de 4.000 de cazuri, după ce nu s-a mai întâmplat acest lucru de la începutul lunii ianuarie. Este o creștere clară, zilnică, asta spuneam și ieri. În capitală, de asemenea, se vede o creștere destul de mare. Sunt 707 persoane infectate în ultimele 24 de ore și Bucureștiul are o rată de incidență de 2,71 la mie. Și așa cum spuneai și tu, Brașovul este noul județ care trece în scenariul roșu alături de Cluj, Ilfov, Maramureș și Timiș. Au fost făcute 35.091 de teste, atât PCR cât și antigen, ceea ce a dus la această rată de pozitivare de peste 12%. Avem un număr de decese în ultimele 24 de ore de 77, iar în terapie intensivă se vede o ușoară scădere față de ziua de ieri, însă rămânem la peste 1000 de pacienți, sunt 1032 mai exact. Un număr de teste destul de mic, Carla, nu? Cât e? Aproape 20. Peste 35.000, nu sunt foarte, foarte puține teste. Sunt în medie, de fapt. Însă, da. Dar vedem că rata de pozitivare este în creștere. A fost o perioadă în care era sub 10, vedem că de câteva zile se menține peste 10, chiar a ajuns la 18 în weekend. Carla, te rog să rămâi în continuare alături de noi. Într-o legătură directă și domnul doctor Emilian Imbrie de la Spitalul Victor Babeș. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Îngrijorătoare aceste date, e evident deja acest trend de creștere? Sigur. Se observă și se poate chiar trage al doilea semnal de alarmă, al treilea semnal de alarmă, dacă vreți, de vreo două săptămâni este evidentă o creștere a numărului de persoane care se prezintă la spital și sunt infectate cu teste pozitive. Ne așteptam, noi cei care lucrăm în sistemul de sănătate, ne așteptam la această creștere. Este de altfel anunțat și din exterior, din spre țările Uniunii Europene și nu numai, unde fenomenul este deja cu o mare amploare, a luat o mare amploare și este deja desperiat pentru guvernele țărilor respective. Deci avem și anunțul din afară, este și evident ce se întâmplă în țară. Ca atare, cred că pe undeva pe 15 martie, spre jumătatea lunii martie, spre sfârșitul lunii martie, cred că o să ajungem din nou la un vârf de solicitare pentru sistem. Din nou pline spitalele în București, dar nu numai, sunt mai multe județe, ați văzut, domnule doctor, deja care intră în acest scenariu roșu. Unde găsiți explicația acestei creșteri? A venit primăvara. Gândiți-vă puțin că, bine, acum lăsăm deoparte, nu e vorba de o glumă. A venit primăvara, însă înainte să vină primăvara, ziua de astăzi, o primăvară, a fost un sezon foarte bun pentru schi. A fost o vacanță frumoasă. Au fost tinerii care au ieșit cu mare drag și în exterior și la petreceri. Și la petreceri cu 6 persoane conform recomandărilor și la petreceri cu mai mult de 20, 30, 40, 50 de persoane, cum și-au dorit de mult și așa mai departe. Deci ce vedem acum este o creștere a numărului de infectări, în special la tineri, dar subliniez, la fel ca și ieri, am spus și ieri pe un post de televiziune, nu este vorba de vreun virus care are o simpatie mai mare pentru tineri. Nu. Este vorba de faptul că tinerii în momentul de față s-au expus mai mult, au fost mai puțin atenți la protecție și s-au infectat. Cam asta este. Și primăvara, uitați, astăzi, dacă continuăm sub forma asta, fiți siguri că tinerii și nu numai, nu o să mai stea prin case și o să cam iasă la socializat. Premierul atragea atenția astăzi, domnule doctor, în prima parte a zilei și asupra faptului că măsurile sunt din ce în ce mai puțin respectate. Sesizați acest lucru în locurile prin care mergeți, de exemplu? Sigur. Vreau să vă spun că măsurile n-au fost respectate niciodată. Da? Atenție! N-au fost respectate niciodată
de o anumită categorie de persoane. Nu numai că n-au fost respectate, dar au fost și campanii, în ghilimele, pentru ca nici alții să nu respecte aceste măsuri. Cei care au fost prudenți, cei care au fost atenți, au scăpat și nu s-au infectat. Mai gândiți-vă la un fenomen psihologic. Gândiți-vă că pentru foarte mulți a te vaccina înseamnă a scăpa de grija să te mai ferești. Ori astăzi serbăm sau nu că serbăm, ajungem la 1 milion de vaccinați. Nu trebuie decât câteva mii din milionul ăsta să creadă că au scăpat de frică și pot să iasă fără teamă pentru că sunt vaccinați. Și să nu țină cont de faptul că, deși vaccinat, poți să te infectezi și poți să faci boala, sigur, mai puțin dramatic. Deci e suficient ca, odată vaccinat, să ne relaxăm și să ieșim fericiți, să spunem cu niște ochi mari și inocenți: dar eu sunt vaccinat! Cum naiba de s-a întâmplat? Iată că și prin asta putem explica, să spunem, o ușoară creștere a acestor infecții. Apropo de vaccin, apropo de borna aceasta pe care o atingem, o marcăm astăzi, domnule doctor, de 1 milion, se tot discută, există această, să spunem, cu ghilimele, întrecere între țări în ceea ce privește procesul de vaccinare. De asemenea, sunt întreceri între declarații care mai de care, ce anunță finalul pandemiei chiar anul acesta. Aveți încredere într-o astfel de viziune cumva? Finalul anului acesta ar putea să aducă și o relaxare? Ar putea să aducă, să știți. Însă vreau să vă spun că nu știu dacă anul ăsta ați mai auzit de gripa sezonieră sau de gripele noastre autohtone, dragile noastre gripe autohtone, pe care le petreceam împreună cu ele și ele cu noi, în tramvai, în mașini, în moluri, la servici, toți ne suflam nasul unul lângă altul, fără să ne fie teamă de nimic și, bineînțeles, că nu purtăm mască. Sigur că va fi o relaxare la sfârșit de an, sigur se va simți chestia asta și cu COVID-ul, dar COVID-ul va intra, să știți, în rândul gripelor, dragi nouă, pe care le vom aștepta în fiecare an și de care vom scăpa doar vaccinându-ne în fiecare an. Mulțumesc mult, domnule doctor, pentru intervenția Digi24 și pentru explicațiile dumneavoastră. Tot în domeniul medical rămânem, sunt cel puțin 3 plângeri penale ale Casei de Asigurări de Sănătate din București, după ce autoritățile au descoperit la multe nereguli în spitale, inclusiv prescripții de medicamente pentru persoane decedate. Carla a rămas în continuare alături de noi, a obținut acest raport al Casei de Asigurări. E doar unul dintre exemple, Carla, acesta cu medicamentele prescripții unor persoane care nu mai există. Da, din păcate în spitale vedem de multe ori că sunt făcute afaceri, ca să spun așa, în mod ilegal, pe spatele pacienților, iar acest raport ne confirmă încă o dată acest lucru. Au fost imputate sume în valoare de peste 8,3 milioane de lei, au fost făcute 146 de controle și este structurat acest raport de control, de exemplu, în ambulatoriu de specialitate paraclinic. Lipsesc imaginile CT, dar sunt raportate spre decontare la Casa de Sănătate București. De asemenea, sunt raportate spre decontare servicii medicale pentru pacienți, așa cum ai spus și tu, care figurau decedați la data acordării acelor servicii. Sunt recomandări de îngrijiri medicale la domiciliu emise de către medici care nu aveau dreptul să le prescrie. În spitale, asistență spitalicească, obligarea asiguratului internat la plata contravalorii unor servicii, de exemplu RMN. Știm că dacă ești internat în spital, nu trebuie să plătești un RMN. Însă s-a întâmplat acest lucru. Prescripții medicale emise de medici care, de asemenea, nu aveau dreptul să le prescrie. În privința îngrijirilor medicale la domiciliu, sunt servicii medicale de îngrijiri la domiciliu neefectuate, contracte de muncă fictive sau neconfirmate de către angajați, asigurare de malpraxis întocmită în fals. La furnizorii de medicamente sunt, din nou, medicamente eliberate pentru persoane decedate. Sau în farmacie există personal fără aviz de exercitare acestei profesii. Este un raport pe anul 2020 și, dacă ne aducem aminte, apropo de faptul că ai spus că sunt 3 plângeri penale, Au fost făcute percheziții, nu de mult, la Institutul Clinic Fundeni, tocmai pentru că există această suspiciune de decontare ilegală a medicamentelor pentru pacienții cu cancer. Mai exact,
Aceste medicamente figurau că ajung la pacienți, în realitate însă nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Vom vedea până la urmă cum se va încheia. Aceste rapoarte cum? Adică care e finalitatea lor? În afara faptului că până la urmă ele ajung pe masa unor procurori, poate, sau poliție? Dacă faptele nu sunt de natură penală, atunci aceste sume pe care casa le pierde prin aceste servicii de contate în mod fictiv, ele sunt imputate cadrelor medicale care fac acest lucru sau, dacă ele sunt de natură penală, atunci ajung la procurori. În acest caz, pe anul trecut, vorbind strict de București, sunt 3 plângeri penale și dădeam acest exemplu concret de la Institutul Clinic București. Din păcate însă, dacă ne uităm în fiecare an pe aceste rapoarte ale caselor de sănătate, din păcate în fiecare an vedem exact același lucru. Mulțumesc tare mult, Carla, pentru aceste explicații. Notați-vă în agenda.